Stimate domnule vicepreședinte, domnule profesor Victor Mornaru, onorată asistență, doamnelor, domnilor, doamne director, domnul profesor George Bogână, dați-mi voie să deschid reuniunea noastră de astăzi, să vă salut, să vă zic bun venit și subliniez că întâlnirea din acest sediul Academiei Științifice Andrei Lupal, Academiei de Științe a Moldovei, se datorează în exclusivitate domnului profesor George Bogână. Vom participa azi la lansarea volumului de la Nevoie Basarab la Mice Ireade, un volum de sinteză, un volum de istoria filozofiei, de gândire filozofică, un volum remarcabil pentru efortul de cunoaștere filozofică, istorico-filozofică, ca să fiu mai precis. La lansarea de carte participă colegi ai domnului profesor George Bogână, participă cercetători la Institutul de Istorie, domnul profesor Victor Moraru, vicepreședintele Academiei de Științe, prietenii, colegii cu care a trăit și a activat împreună o viață întreagă. Vom avea multe de spus în legătură cu această lucrare, nu înainte însă de a-i oferi cuvântul doamnei Lida Prisac, directorul adjunct al Bibliotecii Științifice Andrei Lupan, gazda lansării de carte de astăzi. Aveți cuvântul, vă rog. Onorată asistență, stimați colegi, ne bucurăm de spus să fim gazda acestui eveniment important, acestei lansări de carte. Ne bucurăm pentru rezultatele profesorului George Bogână. Mi-a fost și profesor de filozofie în cadrul studiilor de doctorat. Felicit pentru această carte, întrucât întrunește munca asidă peste 50 de ani lucrările lui în domeniul filozofiei și filozofiei științei. Felicităm pe această cale apariția acestei lucrări care înculmează opera și cele trei volume apărute ceva timp în urmă cu referire la istoria filozofiei în spațiul românesc. Pe această cale vreau să zic că bine a revenit lucrarea acasă, întrucât orice lucrare pornește dintr-o bibliotecă și ne bucurăm să ne revedem după câțiva ani de pandemie și de stat acasă, da, cum toată lumea știe, toți suntem dornici de a schimba câte o vorbă și iată, această lansare de carte este un prilej frumos de a ne revedea, de a ne întruni și de a comunica într-un mediu academic discuții pe subiecte de filosofie. Felicitări încă o dată pentru lucrarea scrisă de dumneavoastră de la Nevoie Basarab la Mircea Eliade și ofer cuvântul celor care vor domnului director al Institutului de Istorie care va modera acest eveniment și evident avem un șir de vorbitori care ne vor spune mai multe despre această lucrare și despre reușitele de domnului profesor. Bine ați venit! Vă mulțumim și noi, în primul rând, pentru găzduirea acestei lansări de carte și pentru cuvintele frumoase în adresa domnului profesor, în adresa tuturor celor care au venit la acest eveniment. Sper să fie un eveniment cultural important, științific, mai ales că, iată, ne este alături și presa, salutăm și reprezentanții presei. Și, prin urmare, domnule profesor, lansarea de carte va avea un impact public, așa, maxim în condițiile de astăzi. O să rostesc eu câteva cuvinte, așa, ca să deschid seria de dezbateri, de lor de cuvânt, pe pagina acestei lucrări. Iar, în primul rând, aș vrea să remarc că domnul profesor Bogână este un ilustru reprezentant al Școlii de Filozofie din Republica Moldova, din spațiul românesc. Este un om de știință veritabil,
cu realizări proeminente în domeniul istoriei filozofiei, în special, un domeniu pe care îl cercetează de decenii bune, de prin anii 70 ai secolului trecut încoace, atunci când a susținut teza de doctor în filozofie, concepțiile filozofice ale lui Antioch Cantemir. Și din cu acea susținere a extins ulterior, în anii 80-90, până în prezent, a extins spațiul de cercetare, susținând prin 2005 o a doua teză, teza de doctor habilitat în filozofie, cu tema umanismul în gândirea filozofică românească din secolul al XVII-lea, începutul secolului XVIII-lea. Cineva spunea, facem aici o paranteză, cineva spunea dintre colegii domniei sale că domnul profesor Gheorghe Bobână este umanistul filozofiei, școlii de filozofie de la Chișinău. Deci, aceste concepții pe care le-a analizat în lucrările sale l-au marcat, i-au marcat gândirea filozofică și concepția sa despre lume. Aș vrea să mai adaug aici că domnia sa nu și-a limitat preocupările strict la domeniul științific. A publicat sute de lucrări științifice de popularizare, lucrări cu totul aparte despre toate aceste probleme de istoria filozofiei, dar a publicat și mai multe cursuri pentru studenții de la filozofie, a publicat manuale de filozofie, manualul de filozofie pentru clasa 12-a, o antologie a gândirii pedagogice din Moldova, a colaborat la aceste lucrări, un curriculum la filozofie, a participat la numeroase reuniuni științifice naționale și internaționale și a studiat cu mare pasiune ideile umaniste în operele gânditorilor români, precum Grigore Goreche, Petru Mobilă, Grăun Costin, Nicolae Spătaru, Milescu, Constantin Cantacuzi, Mostolnicu, Dimitre Cantemir. Iar pentru secolul al XIX-lea, de asemenea, a deschis un adevărat șantier filozofic, studiind contribuțiile și scrierile lui Constantin Stamate Ciurea, Pavel Leonard, Vasile Hașcu. A publicat în colecția Gânditorii Moldovii, Constantin Stamate Ciurea, La izvoarele gândirii, motive filozofice în creația poetică populară, Grigore Ureche, Petru Movilă și Antioch Cantemir, așa, poet, gânditor și om politic, feciorul lui Dimitrie Cantemir, nu fratele, mai mare Antioch, care l-a precedat pe Dimitrie Cantemir la domnia Țării Moldovei. În 1994, profesorul Gheorghe Bobână a devenit laureat al primului de stat al Republicii Moldova în domeniul științei, tehnicii și producției pentru cartea Umanismul în cultura românească din secolul al XVII-lea, începutul secolului al XVIII-lea. A luat mai multe premii naționale și internaționale, medalia Dimitrie Cantemir din partea Academiei de Științe a Moldovei, premiul Academiei de Științe în 2007 pentru cărțile Umanismul în cultura românească din secolul XVII-lea, începutul secolului XVIII-lea și Antioch Cantemir, poet, gânditor și om politic. De asemenea, profesorul Gheorghe Bobână este pedagog, conducător de teze de doctorat, are mai mulți doctoranți, tezele susținute, un om de știință și pedagog format și cu rezultate remarcabile, un om de știință care face cinste Institutul de Istorie, fostul Institut de Filozofie, mediul academic, Academie de Științe și este o onoare pentru noi, pentru mine, să participăm la această lansare de carte și să fim în preajma domniei lui cu această ocazie, cu ocazia lansării uneia dintre cele mai recente lucrări, apărută în 2021, atunci când profesor Bobână împlinea frumoasa vârstă de 75 de ani, îi aducem și cu această ocazie
sincerele noastre felicitări de sănătate, urări de sănătate. Îi dorim în continuare multă curezanță, să-și păstreze nesecată sedea de cercetare, de pasiunea pentru istorie, pentru știință și să ne bucurăm împreună de toate lucrurile frumoase pe care le are așa în sertarul misiei sale sau în calitate de proiecte de cercetare. Sunt multe lucruri de spus despre profesor Bobână, deci ales la dispoziție microfoanele din fața dumneavoastră voastre, așa ca să vă expuneți gândurile, părerea despre opera domniei sale și, în special, v-aș invita să ne axăm pe conținutul acestei lucrări, de la nevoie vă sărat la mici ideale, pentru că și domnia sa probabil că este interesată așa să afle ce gândim noi în realitate despre ceea ce a compus, a reușit să publice prin această lucrare. Vă mulțumesc și, în continuare, ofer cuvântul domnului profesor, membru corespondent, Victor Moraru, vicepreședintele Academiei de Științe Naturale. Domnul profesor, ales cuvântul. Domnul, cum să scrie ședința aici? Nu, lăsa, lăsa. O să-l conectez microfonul. L-am deconectat. Stimați colegi, dragi prieteni, eu vreau mai întâi să-i mulțumesc domnului profesor Gheorghe Bobână pentru această invitație și posibilitatea de a participa la un eveniment atât de important și semnificativ, pentru că, de fapt, întotdeauna lansarea unei cărți este un eveniment. Eu, în ultimul timp, mă gândesc tot mai mult la destinul cercetării științifice în domeniul științelor socio-umane. Mă gândesc la rezultatele care merită și trebuie să fie aduse la cunoștința societății și la acele bariere care există pentru a nu reuși să facem totul ca lucrările care se fac la institute, în universități, munca, efortul savanților să fie cunoscut și apreciat la justa valoare. Iată, în acest context, o lansare de carte este întotdeauna un eveniment foarte bun, pentru că am descoperit și din lucrările mele, o carte publicată în 98 n-a avut niciun ecou și rămâne pe rafturile bibliotecii fără ca să fie cunoscută și îmi pare rău de acest lucru. De aceea este foarte bine ca să avem această posibilitate să promovăm rezultatele cercetării noastre, să le aducem la cunoștință, să le demonstrăm, să demonstrăm întregii societăți că aprofundarea cunoștințelor, acea acumulare a cunoștințelor pe care o reprezintă o carte, este o valoare care merită și trebuie să fie cunoscută. Și sincere felicitări, domn profesor, mulțumesc pentru această... Sunteți în vizor astăzi și nu numai astăzi, pentru că am mai avut ocazia să vorbim despre rezultatele muncii pe care a desfășurat-o de-a lungul anilor și vreau să spun că, de fapt, din 77, de când domnul profesor a venit la Academie, s-au scurs 45 de ani și toți acești ani au fost anii unei activități susținute, intense, consacrate cercetării filozofiei. De fapt, se încearcă de multe ori a-i sustrage filozofiei acel calificativ de regină a științelor. Științele fundamentale, dar filozofia este cea mai fundamentală dintre științe și, într-un fel, aș spune chiar că invidiem pe cei care în acest secol dur și dificil s-au consacrat acestei științe. Iată, domnul Bobână este unul dintre acei cercetători, un cercetător de marcă, de cea mai superioară marcă,
care reflectă și această lucrare de sinteză, mitul eternii reîntoarceri. Încerc să descifrez această denumire dată acestei sinteze, pentru că lucrarea conține mai multe studii consacrate figurilor proeminente ale gândirii filozofice din spațiul românesc și chiar îmi exprim satisfacția pentru faptul că ele au fost adunate între coperțele unei cărți și reprezintă o viziune consistentă și coerentă a dezvoltării gândirii filozofice în plaiul nostru. De fapt, când vorbeam despre filozofie ca regina științelor, mi-am adus aminte de o vizită la Atena, când am ținut cu orice preț să vizitez și acel renumit parc în care care a cunoscut momentele fericite ale dialogurilor care aveau loc între desfășurate de Socrate, Aristotel, Platon și m-am gândit că iată azi noi suntem aici în această sală, dar e ca și cum susținem acest dialog într-o foarte importantă locație care ne oferă posibilitatea de a face un dialog, de a face un schimb de păreri, mulțumesc, pentru a estima această muncă care cuprinde într-adevăr ani de muncă. Știți, există niște calificative pentru lucrări și unul din aceste calificative pe care l-am auzit cândva de la colegii mei români, vreau zic că la București, domnule, e o carte superbă. Și mi-a plăcut acest calificativ și eu cred că am toate temerile pentru a-l aplica lucrării lui Gheorghe Popână de la Neacoie Basarab la Mircea Eliade. Și în afară de mai vechi autori la care se referă domnul Popână, sunt și autorii mai aproape de timpurile noastre, și Eliade, și Vulcănescu, ceea ce este foarte important. A deschide orizonturile. Iată, autorul cărții vrea să extindă aceste orizonturi ale cunoașterii și demonstrează că a reușit să o facă cu foarte mult dăruire, cu mult talent și nu-mi rămân decât să-i doresc și pe viitor aceeași activitate intensă, pe care o cunosc foarte bine, pentru că de multe ori am fost împreună cu domnul Popână la diferite conferințe aici la Chișinău, dar și mai mult poate la Iași, la București și întotdeauna am avut plăcerea acestei comunicări și comunicării prin intermediul lucrărilor dumnealui pe care, iată, de azi înainte vom mai avea încă o posibilitate de a-l cunoaște și de a cunoaște și noi orizonturi ale filozofiei, viziunea, concepția domnului profesor asupra dezvoltării filozofiei în spațiul românesc. Vă felicit, domn profesor, și vă doresc noi succese pe această cale. Mulțumim, domnule profesor Victor Mărăru. Nu putem fi de acord, nu putem fi decât de acord cu domnia voastră în ceea ce privește extinderea universului filozofic prin contribuțiile domnului profesor Gheorghe Popână, dar totodată putem să ne întrebăm care este principiile de care s-a ghidat în cercetarea sa, în toate aceste domenii ale istoriei filozofiei în special și din câte realizez eu, mi se pare că domnul profesor Gheorghe Popână a atins și a reușit să integreze gândirea locului, gândirea spațiului basarabean în spațiul filozofic mai mare, românesc,
și prin filozofie românească în spațiul european și universal. România sa poate să mă corecteze dacă greșesc aici, dar sper că n-am avut o greșeală prea fatalistă așa. Mergem mai departe, mă invit la cuvânt pe doamna Svetlana Coandă, conferențiară universitară, doctor abilitat. Bună ziua, stimați colegi, stimate domnule Cobână. Sunt, de asemenea, ca și colegii mei, foarte bucuroasă pentru această ocazie de a mă pronunța asupra acestei frumoase lucrări de la Negoie Basarabul la Mircea Eliade, scrisă de domnul profesor Bobână. Am avut onoarea și responsabilitatea să fiu recenzentul acestei lucrări. Am scris și câteva recenzii în reviste. De aceea cunosc foarte bine și conținutul, dar și eforturile care le-a depus domn profesor Bobână. În primul rând, admir și vreau să menționez insistența și interesul domnului profesor pentru filozofia românească, pentru această moștenire, această bogăție a noastră, care mult timp nu a fost cunoscută, a fost chiar pusă la index și când deja a fost posibil, unul dintre primii cercetători în acest domeniu a fost domnul profesor Bobână. Cum a fost menționat aici deja, domnul Cojocaru a menționat că dumnealui a început cercetările încă din anii 70-80 ai secolului 20 și a scris lucrări și a publicat lucrări foarte importante despre Antioh Cantemir, Dimitrie Cantemir, umanismul și în continuare. Deci una din cele mai importante lucrări cred că este manualul care a apărut relativ recent în 3 volume despre istoria filozofiei românești, deoarece profesorul Bobână este și un pedagog, este antrenat și în comisiile de examinare de licență de masterat la noi, la Universitatea de Stat, în diferite consilii pentru susținere a tezilor în acest domeniu. De aceea, această lucrare de la Neagoie Basarab la Mircea Eliade este un rezultat logic, o sinteză logică a acestor eforturi, acestei continuități a interesului și eforturilor depuse de domnul profesor Bobână pe parcursul anilor. Vreau să menționez că se poate da de rând cu o clasificare a epocilor istorice și o clasificare, iată, conform ideilor filozofice și pentru studenți, pentru doctoranți, pentru noi profesori, este importantă, iată, această clasificare care o propune aici domnul Bobână, autorul lucrării, de la iluminism, de la umanism la iluminism, deci și sunt cercetați o pleiadă mare de filozofi a secolelor 15, 16, 17, 18. Ulterior este atras atenția, cum au menționat colegii care au vorbit deja, că este atrasă o mare atenție, un mare accent pus pe filozofia din Basarabia și în, sigur că Constantin Stamate Ciurea și Alexei Mateievici și Constantin Stere. Deci ce mereu mergeam la conferințe la București, la Iași și vorbeam despre, și despre Blaga, despre Noica, despre Rădulescu Modru, despre Ioan Petrovici și mi spuneau unii colegi, zice, dar să cercetați și filozofia voastră, basarabeană, să vedeți și acolo sunt idei importante și
sunteți exact în drept să cercetați aceasta. Și iată, domnul profesor Bobână exact realizează în această lucrare, această parte a doua, un cercul de cugetări filozofice, aspecte, probleme care le evidențiază acești gânditori. Și deja partea a treia, de la cultura eroică la cultura critică, iată, aici vorbește și despre, inclusiv despre Mihai Eminescu, și a patra parte, filozofie și gândire politică în România, deja filozofii din secolul al XX-lea. Deci și pe mine mă bucură această viziune, deci așa să zicem, holistă. Da, nu este un manual, doar ce manualul a scris, am zis, are trei volume importante care noi le utilizăm pe parcursul studierii istoriei filozofiei românești la Universitatea de Stați, la Facultatea de Istorie și Filozofie, dar aici la fiecare filozof este, în fiecare studiu este evidențiată o problemă, un aspect, și aceasta e important deoarece suscită interesul studenților. Deci, domnul Bobână niciodată nu pune un punct la, așa, final, să fie categoric. El lasă întotdeauna niște perspective de dezvoltare a ideilor care au fost și la Constantin Stere, și la Mircea Eliade, iată, cu noul umanism, care este acum foarte actuală această idee din, promovată de Mircea Eliade, mai ales în lucrarea Nostalgia Originilor, și la, chiar începând de la primii noștri gânditori, iată, Nicolaus Olahus. Vreau să menționez în special această tendința domnului Bobână de a face paralele, a face paralele între gânditorii români, inclusiv basarabeni, și gânditorii din arealul universal. Deci, după cum a menționat domnul Cojocaru și domnul Morari, în aceasta includem, găsim locul gânditorilor noștri în acest mare context filozofic, în acest mare proces istorico-filozofic mondial. Deoarece, iată, Nicolaus Olahus și Erasmus din Rotterdam, 29 de scrisori care aici se evidențiază, și acea atitudine pe care o exprimă Erasmus față de Olahus și reciproc, deci și ideile lor care coincid, deci aceste tangențe ne permit mai mult să evidențiem ideile și a unui filozof și al celuilalt. Ideile lor care coincid în special pentru dominanta morală a ființii umane. Iată, și Erasmus din Rotterdam și Nicolaus Olahus, ei zic că natura umană, ființa umană, condiția umană e bazată în primul rând pe valorile intelectuale și morale. Aceasta este marfimotoul, credoul lor, care îi unește. Și chiar întotdeauna când ținem cursurile de filozofie românească, de filozofie universală, dar mai ales de filozofie românească, unii studenți întreabă, dar ce e interesant, ce e nou în această filozofie, ce e așa mai deosebit. Da, îl știm pe Hegel, îl știm pe Kant, îl știm pe Platon, îl știm pe Aristotel, da, ei sunt niște filozofii excepționali. La noi, în filozofia românească, ce este important? Și iată, știm că tineretul de astăzi, și elevii, și studenții, sunt așa mai mult pragmatici. Și iată, domnul Bobână, prin această lucrare, mi se pare că tocmai îi mobilizează pe studenți, pe elevi, să studieze filozofia neamului nostru, filozofia românească. Iată, chiar mi-am menționat aici la Nicolaus Olahus, când domnul Bobână subliniază că Nicolaus Olahus este primul om de cultură român care afirmă în scris unitatea de neam, de origine și de limbă a românilor din cele trei țări românești.
Oare nu este aceasta o problemă actuală pentru care și astăzi luptăm și astăzi ieșim în stradă, în Piața Mare Adunării Naționale și se aduce aici convingător moldovenii, cum scrie Nicolae Solahus, au aceeași limbă, aceleași obiceiuri, aceeași religie ca și cei din țara românească. Se deosebesc doar puțin în îmbrăcăminte. Se țin mai de neam și mai harnici decât cei din țara românească. Deci avem iată și această mândrie. Da, mai, da, se crede că este și pentru ce? Adică este și argumentată. Deci trebuie să găsim și în cartea domnului profesor Bubână găsim aceste momente prin care să-i mobilizăm, să-i cointeresăm pe ele, pe studenți, că da, probleme abordate chiar în secolul XV, chiar în secolul XVI, XVII, nu sunt vechi, sunt aceleași. Tocmai istoria ne demonstrează că ele sunt niște probleme veritabile, autentice, ca și niște soluții, niște răspunsuri corecte. Sau aceeași apreciere a lui Dimitrie Cantemir. Iată, da, noi știm marea personalitate acestui mare filozof umanist, dar atunci când Lucian Blaga, această mare personalitate, deja cunoscută de elevii noștri în licee, se învață unii lucrări de lui Lucian Blaga, la facultate se învață. Deci, și când când Lucian Blaga îl apreciază pe Dimitrie Cantemir în felul următor, că opera literară, filozofică și științifică și muzicografică a lui Dimitrie Cantemir echivalează cu aceea unei întregi societăți literare și științifice. A unei întregi academii, el așa și zice Lucian Blaga despre Dimitrie Cantemir, că Dimitrie Cantemir poate fi considerat întâiul reprezentant simbolic al Academiei de Științe Române. Deci această apreciere din punctul de vedere al lui Blaga mobilizează studentul. Eu cred că îi provoacă acel interes. Să văd și eu, să citesc și eu, dacă Blaga a apreciat în acest mod pe acest mare cărturar. Iată, și aceasta în mare măsură datorită succesului și datorită talentului domnului Gheorghe Bobână. De aceea eu vreau să vă felicit. Azi e o mare sărbătoare, este ispasul, dar și o mare sărbătoare în, să zicem așa, în comunitatea noastră științifico-academică, cu lansarea acestei cărți, care încă o dată ne mărturisește, ne demonstrează că și filozofia, și cultura noastră națională se înscriu deosebit de așa firesc în cultura, filozofia universală și l-am ascultat cu foarte mare atenție pe domnul Victor Mărari și l-am invidiat că a fost în Grecia, eu încă nu am fost, deși practic toată viața țin cursuri de filozofia Greciei Antice, filozofia Romei Antice, iată doamna Rodica știe că mi-a fost studentă și zicea că a fost în acea grădină unde filozofii peripatetici se plimbau și discutau, Platon, Aristotel, discutau aceste probleme filozofice. Într-adevăr, prin astfel de lucrări, prin cuvintele frumoase pe care le spun colegii, încă o dată vedem valoarea filozofiei și importanța ei, atât în aspect, să zicem așa, gnoseologic, cognitiv, dar și în aspect formativ, pentru a educa, pentru a crea o gândire critică la elevii și studenții noștri. Vă felicit și vă doresc încă multe forțe, să zic așa, ca să puteți să mai scrieți și să colaborăm și să discutăm asemenea cărți reușite, cum este această lucrare de la Nevoie Basarab la Mircea Eliade. Felicitări! Mulțumim
Doamna Svetlana Conde, da, ne pare rău că n-ați reușit să vizitați Grecia. Da, da, puteți recupera parțial. Putem organiza o plimbare prin acea grădină, la online sau într-o... să vă telereportăm, așa, se poate, împreună cu studenții, dacă vreți, asta nu e o problemă. Mulțumesc, eu am un nepot la București și el a mers la Atena și stătea așa, ca un monument. Eu zic, Călin, dar cine este, a cui este monumentul? Păi, mămică, ce nu știi, este al lui Aristotel. El știa, era încă mic, prin clasa a patra. Deci, el a fost așa, că prin nepoți, prin copii, poate și prin studenții mei, deci deja am fost și eu pe acolo și sper că poate voi recupera încă. Vă mulțumim pentru ideile frumoase pe care ați punctat. Și ați vorbit foarte frumos despre importanța acestor lucrări, profesorul Coprână, pentru generațiile care trec prin băncile universitare. Cu siguranță că au ce învăța din această carte, din lucrările profesorului Coprână, din alătumnia voastră. Și este o ocazie bună, așa, pentru a releva toate aceste aspecte. Ați atras atenția și asupra faptului că umanismul este actual. Este actual, mai ales în condițiile de astăzi, când asistem așa la tragedie, de Nicol de Nistru. Și, da, umanismul este o mare forță spirituală care trebuie cultivată, conservată și apărată de dușmanii iraționali în această lume. Mulțumesc încă o dată. Îi ne convit la cuvânt pe doamna Iraida Condre, profesor universitar, doctor Căpie. Dar trăiesc cuvântul. Prin urmare,
Chiar de aici, cuvântului se vede că se atribuie în viziunea isihaștilor un rol decisiv de mediator, care asigură legătura dintre terestru și celest, între uman și divin. Un concept care mi-a tras atenția foarte mult și l-am avut o descoperire, de fapt, pentru mine, deși am mai auzit afirmații de felul acesta, dar oricum. Plăcerea. Plăcerea este propagată foarte intens de isihaști și este un presentiment al cuvântului, o stimă deosebită față de potențele neprevăzute și necesitate de interpretare exactă a textului. Dacă vom vorbi despre conceptul acesta de plăcere, nu știu unde se mai întâlnește astăzi. Am impresia că a rămas acolo în secolul Livul Mediu. Și poate că ar trebui să fie puțin revigorat. În primul rând, plăcerea am văzut că are un loc aparte în învățăturile lui Nevoie Pasărat către fiul său Teodosie. Și acesta spune că ce mai întâi de toate plăcerea. Deci plăcerea face oprire, oprirea face umilință și plângere, iar plângerea face frică, și frica face smerenie. Tăcerea face oprirea a faptelor și gândurilor rele, deci tăcerea sau păzirea gurii, cum spune Neagoe Pasărat, se referă la laudă, gâlceavă, minciună, păgăduințe de șarte și multe alte vicii. După cum menționează și autorul acestui volum, genul acesta al învățăturilor este o lucrare care se predă și la literatura veche. Acest gen al învățăturilor este unul cu rădăcini adânci în cultura europeană și trebuie să menționăm că este deosebit activ în cărțile cu caracter religios. Învățăturile sunt totdeauna preluate în diferite tipuri de texte. Cu conținut religios, de exemplu, în secolul XIX la Chișinău am găsit publicat aici un volum, pentru că am studiat puțin și s-a publicat și literatură religioasă, începând cu activitatea lui Mărulescu Codone, și am găsit un volum numit Păucenii, cu text paralel în română și rusă. Această idee a învățăturilor probabil că poate fi dezvoltată într-un compartiment separat și nu doar în literatura filozofică, dar în textele religioase și în alte tipuri de texte care au legătură între ele în baza acestui concept al învățăturii. În fond, lucrurile care sunt multe lucruri interesante aici, încă o dată accentuez că mi-a plăcut lucrul acesta că se poate face o lectură selectivă în fiecare pentru propriile sale necesități și atunci când trebuie să și mai îmbogățească bagajul de cunoștințe. Ceea ce aș mai menționa ca o calitate a lucrării este faptul că materialele acestea sunt date în consecutivitate, deci în mod merg și în paralel, așa cum a menționat și doamna Pandă, fac niște paralele cu diferiți autori și de acum lărgește orizontul de așteptare, ca să zicem, al celor care citește. Și încă un lucru pe care aș vrea să-l remarc este un aparat științific foarte riguros structurat, în special ampla bibliografie care este îndocumentă corect și logic și este foarte ușor de consultat. Felicitări de ocazia aceasta editurii, pentru că știu că editura trebuie să aibă grijă în mod special de lucrurile acestea. Acum, dar vă rog să mă credeți, să iei de vorba, știi ce faci autorul. Ce faci?
Eu, în ceea ce privește aparatul științific, deci documentarea, notele, citatele și toate celelalte, fără îndoială că demonstrează un lucru foarte riguros executat și o lucrare care este foarte bine documentată. Aș îndrăzni să-i sugerez autorului că ar fi de mare folos un glosar în această carte, dar nu numai. Însă, presupun că acesta poate deveni, de fapt, un dicționar de termeni filozofici și, de ce nu, poate un viitor proiect științific. Nu știu dacă există un asemenea dicționar, nu știu spre mine literatura, dar aici sunt foarte multe concepte și foarte multe noțiuni care chiar au nevoie de anumite definiții. Așa că, domnul Bogdan poate continua foarte ușor în domeniul acesta, în baza lucrărilor pe care le-a realizat până acum. Acestea fiind spuse, îi aduc felicitări autorului și celor care au contribuit la apariția acestui volum și mă bucur pentru Institutul de Istorie că are asemenea colaborator și poate organiza, poate bucura de niște lansări de carte adevărat științe. Noi vă mulțumim. Ați făcut așa o recenzie riguroasă asupra acestei lucruri. Domnul profesor și-a notat gândurile cele mai prețioase, așa, și cu siguranță la o nouă ediție va ține cont de toate aceste sugestii, propuneri, în special domnul profesor în legătură cu glosarul. Este un glosar așa ca la care trebuie să lucrați. Pentru că vedeți că este de mare folos această lucrare, nu numai filozofilor, nu numai istoricilor, dar și filologilor. Mulțumim, doamna Irina Condrea, și în continuare ofer cuvântul domnului Victor Juc, profesor universitar, doctor habilitat, director Institutului de Studii. M-ați deconectat. În mod tiranic, domnule profesor. Directorul Institutului de Studii, cercetări juridice, politologice și sociologice. Da, mulțumesc. Al Ministerului Educației și Cercetării, nu Academiei de Științe, fără director. E academic totul. Stimate domnule profesor, stimate domnule membru corespondent, stimate domnule director, onorată și distinsă asistență, de regulă, când se participă la lansarea unei cărți sau prezentarea unei cărți, se invocă două blocuri de probleme. Autorul, personalitatea, contribuția lui la dezvoltarea cercetărilor științifice în domeniu și rezultatul activității sale exprimat printr-o carte sau mai multe. Eu nu invoc niciun risc, dar spun cu certitudine că domnul profesor Gheorghe Bobână este unul dintre puținii și ultimii cercetători de ansamblu al istoriei filozofiei românești, începând de la florilegii, de la cronicile anonime, de la erezii, de la mișcări și finalizând cu prima jumătate a secolului 20, cu filozofia naturalistilor, filozofia socială, filozofia religiei, obiectul de studiu fiind cu predilecție gânditorii din partea stângă a Prutului. Desigur că sunt și alți cercetători științifici în domeniu și ale căror lucrări merită cea mai înaltă apreciere, dar prin această carte este, eu aș considera că este una de sinteză care vine cu o privire de ansamblu care comportă o vădită conotație gnoseologică și axiologică și pune la lumină istoria gândirii filozofice românești. Spre regret, acest domeniu nu se mai bucură de popularitate din partea cercetătorilor științifici mai tineri.
sunt mai puțin, tot mai puțin cercetători științifici care se ancorează pe problemele de istoria filozofiei, deși importanța lor este, după cum și am spus, una de caracter gnoseologic, chiar poate și epistemologic, dar și axiologic și praxeologic. Domnul Bobână este dintre puținii cercetători care abordează gândirea filozofică românească în ansamblu, deși îl cunoaștem și noi ca pe un valorificator neobosit cu predilecție a filozofiei umanismului, secolului XVII, începutul secolului XVIII, în contextul că gândirea filozofică din spațiul plutonistean și nu numai se află într-o întârziere față de alte medii din spațiul românesc. Sau nu mai vorbim de spațiul european. Și dacă am invocat spațiul european, aș sublinea că și activitatea de cercetare, ținta pe care o urmărește domnul profesor Bobână, s-a schimbat cu timpul, pentru că eu mă consider că am citit multe dintre lucrările domnului profesor Bobână, cândva interesându-mă și participând și eu la valorificarea gândirii filozofice românești în spațiul basarabean. Dacă inițial, din plan metodologic, se urmărea aprofundarea cercetărilor științifice în plan metafizic pentru a cunoaște, pentru a valorifica, ulterior accentele au fost schimbate și s-au trecut spre a determina locul și rolul ideilor filozofice din acest spațiu într-un context european și aceleași eforturile depune și doamna profesor Svetlana Coandă, în special cu filozofia din jumătatea a doua a secolului al XIX. Deci se face o paralelă, se face o analiză și o sinteză, deja printr-o abordare dialectică, pentru a identifica și pentru a demonstra că poporul românesc, poporul Republicii Moldova, este un popor care face parte din spațiul cultural, civilizațional european. Și dacă Neagoe Basarab scrie către feciorul său, să nu uităm că aceeași axă avem și în lucrarea lui Machiavelli, statul. Iar atunci când se face o comparație temporală, trebuie să nu ne pară rău sau să avem ceva, o vină, că iată, rămânem în urma europenilor. Noi facem parte din spațiul cultural, civilizațional, sud-est european, bizantin, în care, spre deosebire de spațiul occidental, deci în spațiul bizantin coexistă particularul și generalul, pe când în spațiul occidental doar generalul, doar, spre exemplu, iluminismul în accepția lui Voltaire cu conotații cosmopolitiste, pe când și domnul Bobână foarte bine scrie în lucrările sale filozofice cum particularul complementează generalul și contribuie la promovarea ideilor filozofice, a gândirii filozofice românești. Eu vreau să-i aduc cele mai înalte felicitări colegului și profesorului domnul Bobână. Am lucrat împreună chiar într-o secție de istoria filozofiei sau filozofie și estetică mai mult de un deceniu. Am vorbit de multe ori despre ideile filozofice și întotdeauna a fost ca un dascăl, ca un mentor pentru a înțelege mai bine istoria ideilor filozofice, istoria gândirii filozofice în românești. Felicitări și domnul profesor, noi realizări. Mulțumesc! Mulțumesc! Poftim, domnul director. Mulțumim, domnul director Victor Juc. Da, problema întârzierilor istorice nu este o problemă doar filozofică, este o problemă de actualitate. Și noi începem așa, prin ceea ce facem, noi începem cumva să înțelegem de unde vin aceste întârzieri istorice
și ceea ce e mai și important, putem să reducem aceste decalaje de dezvoltare între noi, cei care suntem aruncați în această margine de Europa și Occidentul Europei. E o problemă, putem spune, existențială pentru societatea noastră și deocamdată se pare că nu avem gradul de mobilizare necesar pentru a parcurge cu o mai mare viteză această distanță care ne îndepărtează de lumea ancorată în actualitate și în postmodernitate. Aveți dreptate și în privința pierderii interesului public, așa, față de științele pe care le reprezentăm, filozofie, istorică, filologie, științele socio-umane, în ansamblul lor. Este o problemă așa care se va resimți în societatea noastră și mă tem că nerezolvarea acestei probleme nu va duce la soluționarea acestor decalaje istorice despre care foarte bine ați vorbit aici. Pe urmare, Academia și cei care au responsabilități așa de gestiune administrative în acest domeniu ar trebui să mediteze împreună cu Ministerul, împreună cu institutele noastre, să mediteze și să încerce așa niște soluții pentru a nu scăpa din vedere aceste lucruri esențiale pentru o societate care se vrea ancorată în actualitate, în contemporanitate. Nu numai informații, tehnologiile, științele fizico-matematice sau științele pământului mișcă înainte societatea, omenirea, ansamblu, dar și filozofia, istoria, literatura, cultura în ansamblu ei. Fără toate aceste lucruri, lumea cade în sălbăticie și în barbarism. Bun, de aceea vă ofer cuvântul în continuare, doamne Lidia Zavorne, conferențiar universitar, doctor habilitat în istorie. Vă rog. Onorate asistențe, dragi colegi, stimate domnule. Se registrează acolo, direct. Da, trebuie să caut. Este. Mă repet încă o dată. Onorate asistențe, stimați colegi, dragi prieteni, sunt și prieteni aici în sală și mult stimate domnule Gheorghe Bobână. Vă mulțumesc mult pentru această invitație drăguță. Sunt aici prezentă mai mult în calitate de prieten de familie, adică dublu onorată. S-a vorbit foarte mult și foarte frumos despre lucrarea domnului profesor Gheorghe Bobână. Eu, în calitate de istorică, aș pune întrebarea, deci, dacă s-au dejdeocat probleme de terminologie, ce este filozof? Cine este filozof? Dacă revenim la Negoe Basarab, opera la Negoe Basarab, Testament este, iarăși vă spune, un manual spiritual pentru urmașii. Dacă pătrundim în esența și în mai mult să spunem construcția acestui testament, da? El e bazat despre ce a vorbit domnul Juc, deci moștenirea bizantină. Într-un fel, acest volum reflectă într-adevăr moștenirea bizantină care s-a reflectat în filozofia românească și în spațiul românesc. Deoarece acest volum este rodul muncii celor ultimelor 4-5 decenii de activitate și ca orice lucrare care într-un fel trage concluzii, dar nu este final. Și lucrarea aceasta cuprinde într-adevăr noțiunea de filosof cum este concepută la Letopisețe. Cum scriau Letopisețe? Despre un om învățat. Scrie, este un om cu minte, este un om aplicat spre înțelepciune.
este un om aplicat spre corvie, spre beție. Deci toate aceste noțiuni le pun cu minte, înțelept, profund, gândit. Toate aceste noțiuni au intrat în Dex. Despre filozof, da? Cine este filozof? Este o persoană deosebită. Și deci când ajungem în secolul al XIX-lea, atunci găsim în literatură, când scrie despre filozofie, că filozofii sunt cei mai periculoși pentru societate. De ce? Că gândesc profund. De ce? Că provoacă discuții. De ce? Că nu sunt de acord cu ceea ce este stabilită istoria de situația social-politică. Și deci cum scriau mari filozofi, filozofie este medicina sufletului. Sau alt filozof scria că filozofia este gândirea sub microscop. Deci dacă atragem atenția la aceste noțiuni, atunci o să dăm răspunsul și la conținutul acestui volum despre care ați vorbit foarte frumos. Dacă îmi permiteți, înțeleg foarte bine că timpul este limitat, fiind specialist în istoria feminină, vreau să vă sugerez să adăugați la acest volum, când o să-i reeditați, a doua ediție, și istoria feminină în filozofie. Deci, în a doua jumătate a secolului XIX, la Chișinău s-a născut o domniță, Ana Tumarkin, care a devenit prima femeie doctor în filozofie, a susținut teza la 25 de ani la Universitatea din Brno. La 30 de ani a devenit profesor universitar, prima femeie în istoria mondială. Deci a editat peste 20 de studii monografice. Prima teză este consacrată lui Kant și a doua teză în Elveția. A doua teză, de habilitat pe atunci tot, era realizată în Berlin și era consacrată filozofiei și esteticii. Deci, fiica mai mică a avut ocazia să ajungă la Brno și mi-a trimis acum recent, nu de mult, coza, stată din Brno, deci catedra, până acum are imaginii, portretul, și o strădușară la Universitatea din Brno, la un colțișor, e numit strada primii doamne în filozofie Ana Tumarkin, originară din orașul Chișinău. Deci de asta, ca o mică sugestie, eu ca... Pentru o teză de doctorat. Da. Dar, adică, în final, ce aș vrea să spun, filozofia, asta e viața, în primul rând, este filozofia, este filozofia culturii, politice, etc. Eu nu pot astăzi să nu vorbesc despre doamna Lidia. Și aș vrea, în final, să aduc un citat din lucrarea recent lansată. Zic că doar oamenii înțelepți, la răscruce de drumuri, se așează pe iarbă verde și cântăresc nu numai cu mintea, dar și cu sufletul, cel trăit și cât au să o mai ducă până să vină cea cu coasa și să ia dobândă. Deci asta e ca o concluzie la ce e reflectat în această carte, deoarece nu putem, mie mi se pare că familia Bobână, domnul Gheorghe fără doamna Lidia, deci sunt două părți componente. Și la urmă eu aș vrea să vă doresc multă, multă sănătate, bucurii și împliniri, anume împliniri la copiii dumneavoastră și nepoți, ca să vă bucurați pe deplin. Dar cel mai mult, evident, liniște și pace sufletească și realizări frumoase în continuare. Din partea familiei noastre. Mulțumesc. Un mic cadou. Eu încă n-am reușit să nu e doar. Nici nu e nevoie. Da. Asta din partea lui Nicolae. Mulțumesc. Vă doresc tuturor multe sănătate, sărbătoare frumoasă, o petrecere frumoasă în continuare. La revedere. Da. Vă mulțumim, doamna Zavolotnă, ați vorbit despre condiția filozofului într-o perspectivă istorică, filozofică. Puteți să mai rămâneți, nu? Da. O fie cuvânt o continuare, doamna Rodica Ciobanu, pătrețear, universitar, doctor,
abilitat în... Doctor și abilitat în filozofie. Nu mă depăneți, stimați, vreau să zic tovarăși. Doctor și abilitat în drept. Când se mișcă... Aveți cuvântul, doamnă, de ceva. Mulțumesc, domnul director, domnul Gardă Sfință, stimați domnul profesor Bogrună, cu adevărat, mulțumesc pentru prezentare. Sunt doctor în drept, doctor abilitat în drept, dar doctor în filozofie. Prima dragoste, zici, cea mai frumoasă și cu amintirile pe care de toată viața. Deci, pentru prima facultate pe care am făcut-o, după care am venit cealaltă, a fost facultate de filozofie, deci cu care, care m-a format în fond și mi-a format și gândirea și personalitatea până într-un final. Și atunci când mă gândeam, acum când vorbeați dumneavoastră, cei care v-ați referit atât la personalitatea domnului profesor Bogrună, cât și la cea lucrare despre care vorbim noi astăzi, mi-am amintit despre două evenimente pe care le-am avut anterior, în raport cu lucrările scrise de domnul profesor Bogrună. Unul era un eveniment pe care l-au inițiat studenții facultății sau specialității de filozofie din cadrul Universității Academiei de Științe, de titlul de că domnul profesor Bogrună era șef de catedră, eu eram decan, eu am susținut și am salutat această frumoasă inițiativă pe care au avut-o studenții și a fost un eveniment la care studenții au vorbit despre conținutul lucrărilor domnului profesor Bogrună. Fiecare dintre ei și-au ales preferențial acele lucrări sau acele opere care le-au considerat ei că le sunt mai apropiate sufletului. Și atunci eu am descoperit niște lucruri pe care eu nu le vedeam în opera domnului profesor Bogrună, dar studenții le-au văzut. Și iată acum, pe parcurs, și domnul membru corespondent Moravu și domnul director spuneam despre o experiență îndelungată și o prezență este, nici nu vine cuvântul potrivit ca să apreciez prezența domnului profesor Bogrână în mediul filozofic al celor care au dezvoltat domeniul, au contribuit să readucă în spațiul acesta al Republicii Moldova a filozofiei românească. Și al doilea moment la care mă refeream de sus este lipsa de surse totale care erau atunci pe când făceam eu studiile la filozofie de surse de literatură românească și erau mari găsenițe atunci când făceam sau la Tibu sau la Biblioteca Națională și puteam să aducem o parte de istoria filozofiei românești pentru că era solicitată și trebuia să ocupi rândul ca să ai acces la ea. De aceea, eu vreau să spun că fericit mediul academic în aceste momente, atunci când noi putem să beneficiem de o sursă de cunoștință extraordinară, omologat conținutul convențional pe care a reușit domnul profesor Bogrână să încadreze în această lucrare. În același timp, eu parcurgând lucrurile pas cu pas și cu mare atenție am citit această lucrare și vreau să spun că sunt momente care și pentru mine a fost o descoperire, ca dacă am avut și alte lecturi de această dimensiune și atunci vreau să completez ceea ce spunea și doamna Coandă că este o lucrare pentru studenți, eu zic că este o lucrare pentru toți. Este o lucrare foarte bună de care sper ca atât tinerii, cât și generațiile mai mature să pună mâna pe această lucrare și să cunoască ceea ce este specific culturii noastre filozofice românești și nu numai, pentru că, așa cum ați menționat și alții, fiecare dintre noi poate să regăsească în această lucrare o participă sau un aspect, o dimensiune importantă la care, de la care să pornim și să pornim pentru a promova și a dezvolta studii și cercetări. În altă ordine de idei, eu mă gândeam că această lucrare poate fi văzută din mai multe perspective, deci, dar prioritar ar putea fi o perspectivă retrospectivă de ancorare sau de revenire la un cadru sau un context social, politic, economic, deci, în care au activat și au scris fiecare dintre cei care se regăsesc în această lucrare și din punct de vedere
prospectiv, dar prin faptul că este sau care face parte din patrimoniul culturii noastre naționale acum, deci dacă îmi este permis să spun acest lucru, și cred că fiecare dintre cei care suntem înțelegem că munca, efortul care a fost depus pentru a se regăsi și sintetizat și foarte bine structurat, logic, ordonat în această lucrare, deci ne este doar spre beneficiul societății și a generațiilor care eu tare îmi doresc ca ei să fie prinși în munca intelectuală și în cercetare. Și cu adevărat atunci când spuneam că este problemă la nivel de țară, că nimeni sau puțini sunt cei care au poftă de a reveni la niște cercetări pe care se realizează strâng în biblioteci și atunci când am ajuns la ultima parte a lucrării unde domnul profesor scrie că lucrarea este rezultatul unor investigații științifice de aproape 5 decenii, citesc, din realizate bibliotecile din Chișinău, Moscova, Kiev, București, Pașovia, deci și toate sunt legate, nemijlocite de procesul de valorificare a filozofiei românești în toată Asia. Deci cu asta n-am să închei, mai am câteva lucruri la care, pe care vreau să le menționez. Deci, unul este, se referă la faptul că lucrarea este și indică un parcurs al istoriei noastre, care indică deschidere pentru tot ce este nou și inedit, dar și conservare și tendința de păstrare a patrimoniului propriu. Iar domnul profesor Bobână reușește ca să identifice cele mai reprezentative personalități cu cele mai reprezentative lucrări care se înscriu în această perspectivă. Totodată citesc ceea ce spune și domnul profesor Bobân atunci când parcurge de la un compartiment la altul al lucrării, că deschiderea spre universalitate se manifestă în literatura română începând cu perioada medievală, într-un mod specific, adecvat cadrul istoric și politic, dar totodată menționează cultura română are o totul altă configurație spirituală, rezultat al unei evoluții spectaculoase, prin care are loc și tranziția spre modernitate în spațiul românesc. Acum, deci, multe erau lucrurile pe care mă gândeam că aș vrea să le scot în evidență și să le menționez, dar al doilea moment esențial care mi s-a părut că trebuie evidențiat este că lucrarea prezintă interes din acele multe perspective, nu doar specifice filozofiei. Deci ne încadrează și într-o istorie a filozofiei, și într-o perspectivă culturologică, și dintr-o perspectivă a filozofiei valorilor, cât și a eticii, mă gândeam și din perspectiva filozofiei cunoașterii, pentru că paralelele pe care le face domnul profesor între concepții, idei pe care le regăsim în această lucrare și cu concepții și idei din filozofia universală și europeană în particular, pentru că paralele frumoase și m-am bucurat foarte mult să regăsesc paralele și cu Kant și cu alții, dar aspectul la care ziceam că neapărat vreau să insist este acel accent care începe de la nevoie Basarab cu atenția și elementul important care se referă la educație și la capacitatea omului de a învăța. De a învăța, asimila și a se dezvolta ca personalitate și intelect. Și în același timp, deci dacă pornim de la această primă parte a lucrării și trecem prin fiecare, pentru mine am făcut o schiță a ideii pe care, sau a ideilor dezvoltate de această lucrare. Deci una este importanța unor fundamente valorice și normative pentru societăți, pornind de la sau încadrată în concepția lui Petru Mulțivă, necesitatea instruirii, pentru că este nevoie de ridicare, deschid din medie iarăși de lucrare, ridicare nivelului cărturănesc cu referința la Varlam, ori activitatea la limita dintre laic și religios, sau în general interferență de idei, concepții și dezvoltarea continuă a acestora fiind firul roșu al lucrării. Probleme de filozofie, istorie sau în special cele care se referă la personalitățile din Basarabia cu întrebarea ce este viața,
și cu probleme existențiale, care în mare parte sunt probleme de bază ce fac ca toate aceste personalități să se încadreze într-o viziune filozofică, într-o concepție generală asupra vieții, societății, existenței și a omului. Într-un final, vă apreciez toate lucrurile frumoase și adevărele care au fost spuse de cei care s-au referit la lucrare. Totodată, lucrarea în cauză, lucrarea scrisă de numele Bobână, care este un nume soloș cunoscut la nivel de țară și nu numai, pentru că mi-aduc aminte până la pandemie, eram la un congres la București, la Universitatea Dimitrie Pantemir, care a fost vizitată de, în mai multe rânduri, la invitația acestor domn profesor Bobână, dar fiind specificul preocupărilor dumneavoastră științifice, și atunci când am venit și am fost întrebată, m-am întâlnit și mă întrebau, veniți din Basarabia, eu zic, din Republica Moldova, și păi da, domnul profesor Bobână este de acolo. Deci atunci eu cu multă satisfacție morală, deci am ascultat ce aceste lucruri despre aprecieri care veneau în raport cu domnul profesor Bobână, și domnule profesor, să fiți sănătos, și eu sper că acesta este un prag pentru altă realizare, pentru să ne adunați pe toți împreună și noi să găsim momentul potrivit să fim alături de dumneavoastră și să putem să ne expunem exact așa cum am făcut-o. Am reușit astăzi și sper că nu prea mult am curat din timp, că știu că sunt mulți care vor să vorbească. Eu vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate. Da, păi nu știu ce era mai bine, doamnă Rodica Ciobanu, cu studenți și fără surse, sau cu surse și fără studenți astăzi? Este foarte filozofică întrebarea, dar eu cred că cei care merită să se regăsească în potențialii, nu știu, studenți mai devreme sau mai devreme și vor regăsi care. Deci vor veni și în această lecție. Da, păi asta cred că e lecția care se desprinde din lectura cărții profesorului Bobână. Trebuie să păstrăm optimismul și încrederea în forțele noastre, încrederea în rațiune și în puterea științei, cunoașterii, cunoștințelor în ansamblu. Mulțumesc, doamnă Rodica Ciobanu. O invit în continuare la cuvânt pe doamna Svetlana Corolevski, om de știință, om de cultură, pe care o cunoaștem și o apreciem cu toți. Mulțumesc! Mulțumesc! S-a retras, are ceva urgent. Dragi prieteni ai subiectului, ai cuvântului, cu dreptul vorbitorului care încheie șirul celor anunțați, scuze. Și mulții. Voi citi ceea ce am așternut așa rapid, repejor pe hârtie chiar astăzi, și pentru că prețuiesc timpul nostru. Zi de vară, toride, lumină, sărbătoare. Așa s-a întâmplat că a trebuit să cobor azi până la institut și în drum spre Academie să întâlnesc la un v-am cunoscut pe autor, salutându-i cu urarea creștinească a zilei, un al patrulea mi-a răspuns. Dar l-ai văzut? L-ai văzut înălțându-se? E o întrebare și asta. A crede și a pune la îndoială, a căuta răspunsul. Asta a făcut omul din vremuri inemoriale, adresând întrebări sinelui, lumii, universului. Cu ani în urmă, cineva din mediul academic, o persoană cu titlu și nelipsită de meritreți, se întreba retoric, sau mai degrabă ușor ironic, dar avem noi oare știință filosofică la Chișină? Răspunsul îl știa, desigur. Cunoștea prea bine preocupările și rezultatele colegilor de la Institutul de Alături. În mare parte aceste preocupări, cum e și firesc să fie în cazul manualelor, nuanțându-se și completându-se reciproc. Autorul cărții care ne-a adunat astăzi aici, Gheorghe Bobină, reprezintă cu brio acest segment de cercetare, iar volumul lansat de la Neagoi Vasarat, Mircea Ileade, studii de istorie,
a filozofiei românești, o sinteză demnă de remarcat, o punctuală și bine dozată cuprindere a etapelor de gândire filozofică din întreg spațiul românesc, pornind de la învățăturile lui Neagoi Pasarab și până la miturile eternelor reîntoarceri și permanențe. Este rugul unui om care a citit mult, a cugetat mult de lung, a conferențiat angajament în fața studenților, a doctoranților, dar și de la catedra academică, făcând publice rezultatele preocupărilor sale științifice. O carte care urmează unui întreg evantai de apariții editoriale, anterioare, fie că ne referim la monografii, articole apărut în reviste de profil din Chișinău și din România, sau relativ recent la istoria filosofiei românești, acest tratat în trei volume care s-a bucurat și el ne-a amintit de o rachetă de entuziastă și meritată apreciere. Cristalizând etapele devenirii culturii și gândirii românești de-a lungul secolelor, actul de protejare a ființei naționale și de promovare a propriilor valori, în care se lansează cărturarii noștri cu accent implicit pe contactul și influența și interferența cu culturile lumii, în special cu cele europene. În încheiere, am venit aici, de antropologitori, la pagina 398, autorul ne îndesnește accederea spre istoricul, spre devenirea acestei cărți, mărturisindu-ne în detaliu pașii concreți, pasivi și bine motivați pe care i-a întreprins în mijlocit, pentru finalizarea acestui proiect ambițios și deloc facil. O bogată bibliografie, zic și eu aici, întregește volumul. Sunt cărți pe care autorul le-a parcurs, sunt sigură, din scoarță în scoarță, precum la fel de sigură sunt că pe lângă ele au mai rămas pe din afară și alte multe încă. Remarc coperta, cineva spunea, e prea încărcată. Nu, zic eu, nu e deloc încărcată, este plină și foarte semnificativă. Și mai remarc și efortul lui Dragoș Bobână, din urmașii, da? Autorului despre care vorbim astăzi și această realizare recunoaștem și efortul lui Dragoș, pentru că întreg conținutul cărții, așa cum s-a condimentat cu coperte ale studiilor foarte greitoare, contribuie și el la conturarea, la rotungirea acestei realizări. Împărtășim așadar bucuria acestei cărituri, cu certitudine că își va găsi mulți cititori, ori ea cartea aceasta conține pagini demne de interes pentru toți cei ce se românește și apreciază, contribuie sau chiar contribuie, zic eu, cu multe mari și destin la permanentizarea edificiului din spiritualitate. Și pentru că am început cu o întâmplare de azi, adevărată, o să închei tot o întâmplare mai veche. Cătălina Derculescu, orientată de revistă, regretată Cătălina Derculescu, pe care unii dintre dumneavoastră poate ați cunoscut-o, în multele lungile discuții pe care le-am avut, mi-a zis odată ceva despre, bineînțeles, că știți cu toții, despre academicianul Virgil Cândea. Nu știu dacă cineva dintre lumile voastre a avut ocazia să treacă pragul casei lui Virgil Cândea. Dacă a făcut-o și amintește cu siguranță cabinetul său de lucruri. Ei bine, acel spațiu, nu foarte mare, auster, cu adevărat de chilie, iar unul dintre pereții acestui cabinet e frescă, nu mă amintesc bine despre soarele sale sau poate despre apus, dar plin în frescă. Și despre el, despre Virgil Cândea, Cătălina Derculescu mi-a spus odată, știi? Virgil Cândea a zis așa, dacă într-o mănăstire, cel puțin un călugăr, se roagă adevărat, atunci acea mănăstire este mântuită. Evident, metafora este veche, străveche. Virgil Cândea a fost unul din cei care s-au rugat cu adevărat paginile sale, rezistând timpului și adunându-ne, ajutându-ne să ne definim
și să ne întrebăm niciodată. Extrapolând, zic că această parte frumoasă, frumoasă cu adevărat, esența efortului, lui Gheorghe Băună, de atâția ani, este într-adevăr o adevărată rugăciune, o rugăciune frumoasă și eliminatoare. Mi-a plăcut că în înghiere autorul amintește și despre cele câteva nume de aici, de aproape. Vasile Ermurații, Alexandru Dorbin sau colegii filologi, între care Cărturarul și Fadrotul Pavel Valmuș, cercetătorii Sava Pânzare, Vasile Tocan, care și-au dus și contribuția la editarea operelor unor scriitori basarabieni din secolul XIX. Astăzi, când nu mai sunt printre noi, păstrez societate amintirea lor. Felicitări încă o dată pentru această carte, care merită să fie reeditată, sau cel puțin alte tirașe. Să le avem, pentru că trebuie să ajungă în toate bibliotecile mari și mici, ale micii, mari noastre, de bibliotecă. Și nu numai. Mulțumim. Ați conturat un tablou adecvat asupra protagonistului lansării de carte. Cred că domnul profesor s-a regăsit în mare măsură în formatul acesta pe care l-ați conturat, de la cercetător în bibliotecile plasate pe diverse meridiane, la Catedra Universitară și la subdiviziunea academică, a parcurs toate aceste etape și peste tot a venit cu roadele muncii sale pe care le cunoaștem și le admirăm cu toții. Și contribuția pe care a subliniat-o aici este într-adevăr una care face cinste mediul academic. Este bine în sprijinul valorilor noastre naționale, identitare și cei care i-au fost alături, care i-au citit lucrările, pot descoperi valențe noi și direcții noi de cercetare în acest domeniu al istoriei filozofiei, al istoriei gândirii filozofice, sociale, politice. Domnul profesor a încercat să cuprindă necuprinsul în această lucrare, dar cu siguranță nu se va supăra dacă vom susține că există încă lucruri care își așteaptă cercetătorii. Mulțumesc, doamna Svetlana Corolevski, ați vorbit și despre calitatea lucrării, o lucrare realizată în condiții grafice excepționale, dar aceasta se datorează unui editur cu care domnul profesor Gheorghe Băună colaborează de mai mulți ani. Și acum îmi rămâne decât să ofer cuvântul doamnei Marcela Martare, director editurii Pontus, care este coautoare așa acestei lucrări, din perspectiva editurii pe care o conduce, să vă rog. Eu salut toți cei adunați aici, pentru că mi-a adunat lumina unei cărți, cea semnată de domnul Gheorghe Băună. Vin din alt domeniu, dar am ascultat mult interes și cu o plăcere așa a sufletului de toți cei care ați vorbit pe marginea acestei cărți, ați vorbit lucruri interesante, lucruri pe care le cunoașteți. Fiecare din cei care au vorbit au spus ceva nou, de exemplu pentru mine, pentru că s-au evidențiat anumite aspecte ale acestei lucrări. Deci fiecare lucrare, fiecare carte, începe de la aspectul, adică de la coperta ei. Și
Și chiar dacă cineva a zis că e supraîncărcată, eu o văd ca sobră. De ce? Fiindcă și tema este și complicată și aici s-a accentuat tema chiar pe coperta cărții. Și precum am observat, nu și-a pus fotografia autorului, cum se face de obicei la majoritatea cărților, ceea ce demonstrează și modestia autorului. Deci s-a manifestat și o trăsătură specifică domnului Bobână. Dacă deschizi cartea, cum s-a menționat și aici, că este suficient să te uiți la cuprins și să-ți dai seama câte probleme sunt tratate în această carte, câte sunt reliefate. Are o prefață frumoasă, scrisă de domnul academician Mihai Cimpoi. Eu nu o să mă pronunț, pentru că s-a vorbit destul de frumos, destul de profund pentru această carte și pentru orele care sunt dăruite nouă, ca să zic așa, pentru discuția acestei cărți. Domnul Bobână, precum menționa, în prefața acestei cărți spunea că, și eu citesc, fiindcă nu are rost să inventez eu bicicleta, că s-au elaborat în cartea respectivă sisteme complexe de gândire filosofice și sociologice. Fără, adică aceste valori care au fost reflectate în carte, mi-ar fi greu ca să ne dăm seama și să răspundem, pentru că această carte eu o văd și ca un răspuns la întrebarea. Noi avem filozofie? Avem filosofi? E o întrebare la care nu toți răspund pozitiv. Este o carte care revine prin ceea ce cercetează la valorile noastre din trecut și este foarte important acest lucru, pentru că ne se pune pe masă o carte care te face să revii la cei care au fost înaintea noastră, care au cercetat aceste probleme. Și cred că chiar dacă s-a făcut analiza s-a început din secolul XV, eu cred că cei care vor reveni și vor studia filosofia românească vor vedea că au și până la secolul XV ce cerceta și vor găsi nume interesante care sunt toți strămoșii noștri care au început filosofia mult mai înainte de secolul XV. Vroiam să citesc niște opinia lui domnului Cimpoi, fiindcă dumnealui nu este prezent, dar nu vreau să iau din timp, pentru că cred că majoritatea dintre cei prezenți aici au citit cartea, au citit, cel puțin știu cu toții, cu prefața cărții și cu dacă are postfaț, ca să vadă de ce se vorbește acolo. Eu, de fapt, încep nu cu prefața, dar a dumneavoastră a început-o cu prefața. Eu îmi place să citesc, să văd care este opinia mea și urmă să văd ce zice un academician despre respectiva carte. Domnul Bobână, ca editor, eu am mai spus lucrul acesta, cu dumneavoastră este foarte ușor să lucrezi, pentru că sunteți asemenea unui matematician care ține parcă de cifre, adică este mai concret. Dumneavoastră știți întotdeauna ce vreți. Ce scopuri urmăriți? Vă cunoașteți foarte bine cartea și nouă ne-a fost ușor pentru că avem autori care începutul devine sfârșit, sfârșitul devine mijloc și tot așa și mereu repac. Când acum obosești și nu știi, este bună cartea respectivă, orice, de la dumneavoastră. Totul a fost într-un fel lin, ca să zic așa. Adică am găsit acel limbaj, acea activitate care ne-a simplificat lucrul. Noi vă așteptăm cu noi lucrări și vă dorim sănătate și inspirație pentru că ați demonstrat că țineți foarte mult la
la strămoși, la rădăcinile noastre, pentru că aici vă întoarceți la ei și cu cele spuse de dumneavoastră ne reîntoarceți și pe noi. Și noi trebuie să ne mândrim că avem oameni de valoare pe care nu trebuie să-i uităm și la care trebuie să revenim și să nu credem că filosofia a început, adică numai de la Kant, numai de la alte personalități mari ai lumii. Și filosofii noștri sunt mari, chiar mai mari pentru că sunt ai noștri. Mulțumesc! Mulțumim, doamne Marcela Martare. Da, trebuie să ținem la rădăcinile noastre, trebuie să ne cunoaștem rădăcinile, trebuie să ne cunoaștem valorile și să le păstrăm, să le promovăm în continuare, pentru că aceasta înseamnă să ne asigurăm prezența în istorie până la urmă. Noi am încheiat dezbaterele pe care ni le-am propus. Dacă cineva mai dorește să spună în două cuvinte, așa, pentru că programul este încheiat, ați avut posibilitatea să vă includeți în program, stimați colegi, deci eu vă dau doar câte două minute, nu mai mult. Nu vă plică, domnul Paciu, plică. Doamna Ana Pascaru, două minute, vă rog. Mi pare rău de pandemie,
dar nu vrem să vă felicităm, să știți că sunteți Sunt prima zi cu toți cei ce fac. Mulțumesc, doamna Bascaru, domnul profesor Gheorghevaciu, domnul Montevaru. Eu pe scurt. În primul rând m-a aprobat câteva familii pe care i-am scris de antimor la Cotineanu, Cotineanu și cea mai departe, dar o lansare de carte mi-a plăcut, dacă conținutul nu l-am, citit. Sper să mă fac cunoscut. Și totodată vreau să vă invit de, în timp de săptămână vă ieși o carte de mea, Nicolae Dăvijă și Otră la Lunii Muritoare, lansarea care va fi la Academiei Cărtul Centru, a Sfinii Literatură și Artă Invitație și să vă rog să adică vă invit. Asta am vrut să spun. Mulțumesc. Dacă cartea fi pozitivă, sper că domnul Bodor îl cunosc bine, nu pot să spun părere, pentru că n-am citit. Dar din științare, tu ați invitația invitare. Vă mulțumim pentru invitație. Înainte de a oferi cuvântul domnule profesor Gheorghe Bobână, vreau să vă mulțumesc tuturor, în primul rând celor care ați luat cuvântul aici, domnul profesor Victor Moraru, membru corespondent al Academiei, doamne Svetlana Conde, doamne Reda Condrea, domnule profesor Victor Juc, doamne Lidia Zavolovna, doamne Rodica Ciobanu, doamne Svetlana Corovetski, doamne Marcela Mardare și respectiv doamne Ana Pascaru și domnul profesor Gheorghe Baciu. Vă mulțumesc și înainte de a oferi cuvântul domnului profesor Gheorghe Bobână, vreau să adresez și eu cuvinte de apreciere, de mulțumire din partea Institutului de Istorie pentru activitatea domniei voastre, pentru tot ce ați făcut până acum și ce veți face în continuare în cadrul Institutului, cu multă dedicație, pasiune și îndeplină sănătate. Să vă mulțumesc și să vă adresez totodată felicitări cu ocazia punctuală a apariției acestei lucrări, dumneavoastră, în primul rând, și editurii Pontos, doamnei Marcela Mărdare. Domnule profesor Gheorghe Bobână, așa cum s-a relevat pe parcursul acestei lansări de carte, din vorba de cea mai recentă apariție editorială de supana domniei voastre, sunteți un om pasionat de filozofie, de istorie, gândirii filozofice române și universale. Ați pătruns până în cele mai îndepărtate colțuri ale gândirii filozofice românești, din Evul Mediu, din Puriu până în secolul al XX-lea, ați analizat, ați scos în evidență importanța acestor gânditori pentru cultura noastră românească și pentru cultura europeană, ne-ați adus aceste modele de gândire, iată, în fața ochilor și totodată ați adus o contribuție substanțială la promovarea acestor oameni, ale acestor modele de gândire filozofică într-un spațiu mai larg. Deci, prin cartea dumneavoastră ne faceți cunoscuți în spațiul general românesc și în lumea aceasta de care aparținem și care astăzi ia tot mai mult conturul unui sat mare, care poate fi parcurs în câteva ore de la un capăt la altul și dacă se întâmplă ceva într-o mahala, imediat se resimte în celelalte mahalale acestui sat universal astăzi. Prin urmare, iată, am avut aici conexiunea directă, așa că oamenii care stau astăzi la New York sau nu știu ce oră astăzi la New York, da? La Sydney sau în alte părți, deci v-au văzut, ne-au ascultat cu mare atenție și cred că au apreciat tot ce am spus noi aici. Și, bineînțeles, acum urmează așa, momentul de vârf,
În scenă intră domnul profesor Gheorghe Popână, pe care propun să-l aplaudăm. Reușiți să ajungeți pe canicula aceasta aici, să faceți ziua aceasta de sărbătoare pentru cartea aceasta. Eu și mă gândesc ce m-a motivat să cercetez, de fapt, fiindcă fiecare lucrare este rodul unei cercetări și cercetările acestea sunt motivate de anumite circumstanțe. De exemplu, eu după curatul la Academie, am fost inclus într-un colectiv de elaborare a unei lucrări de sinteză asupra gândirii filozofice în Moldova. Și fiind mai tânăr, tot îmi împingeau mie de la cei mai bătrâni, de la Ermuraschi, de la Ursul, de la Goldenberg și alții, pe care și domnul Jucă știe, dar poate mulți dintre ați auzit de ei, capitolele lor, să le scriu eu. Și în felul acesta am început să scriu despre toate, deși nu eram specialist în toate. Eram de-abia numai la început de cani, medievis într-un fel. Nici m-au ocupat de Cantemir, Antiop, de Dimitri Cantemir. Și așa s-a întâmplat că am adunat aceste articole pe parcurs. Alt motiv a fost nu mai participa la aceste studii de sinteză, dar și participarea la unei conferințe internaționale. Am colaborat timp de 10 ani și ceva cu colegii de la Kiev. Am avut un seminar științific comun cu Institutul de Filozofie din Kiev și Institutul de Filozofie din Belorusia și de la Chișinău. Și am avut, la fiecare 2 ani, aveam conferințe în diferite orașe din Ucraina, deosebit la Kiev, la Lutsk am fost, la Rovno, la Lvov, desigur, la Odessa, la Poltava. La Chișinău a fost o conferință în acest domeniu, când am ajuns până în Belorusia, fiindcă s-a destrămat Uniunea Sovietică și mai puțin am stat un an de zile la Kiev, de fapt, și acolo l-am cercetat pe Petru Mobilă și am făcut o carte despre el. Și participam la niște studii de sinteză. Iată, acum particip la o studie de sinteză al Institutului nostru de Istorie Moldovei. Și acolo mi-a dat un compartiment de coal de autor. Eu zic, ei, cât e scrie aici? Așa. M-am apucat să scriu, știți, atâtea lucruri de scopare. Acum eu sunt în toată de la bibliotecă, domnule profesor. Că aici, de acum mă știu toți. Și ieri am fost și-am luat niște cărți. Deci nu e atât de ușor să scrii ceva. Dacă vrei să scrii cu adevărat, dar nu să repeti ceea ce au spus alții. Fiindcă a repeta ceea ce au spus alții, asta nu e cercetare. Dar e altceva. Și vreau să menționez, să vorbim despre Nevoie Basarab. Am scris în cartea aceasta, Nevoie Basarab, în volumul acesta, prim, care a fost 3-4 ani în urmă, dar, de fapt, ultima mea publicație științifică, care a fost academică, este anume acest studiu despre învățăturile sihastice ale lui Nevoie Basarab, care l-am publicat în revista Academiei, Academos, în 2020. Și vreau să spun că am văzut cu totul altfel această figură după ce am citit lucrarea lui, de fapt citit și mai înainte, dar acum am revenit iarăși la lucrarea lui noi, ca etern și istoric în cultura românească. Și noi ca vorbește că, deși acest Nevoie Basarab a fost oștean, mulți caută paralele între activitatea lui Nevoie Basarab și scrisul și tratatul lui Machiavelli, dar de fapt el n-a fost îndreptat spre realitate. Toată cartea aceasta spune noi că ne trimite spre etern, spre viața de dincolo, spre veșnicie. De când primul gânditor care ne-a întors spre realitate în cultura noastră este Dimitrie Cantemir. El este cel care s-a ancorat în istorie, deși a avut și lucrări de filozofie, și logică, și metafizică, dar meritul a fost anume că ne-a rupt de această metafizică care mai mult ținea de trăierile sufletești, isihazmul ce era. El, de fapt, a fost o cufundare în o cunoaștere a lui Dumnezeu prin
inimă, prin rugăciune și așa mai departe. Și asta e, deci mi-ați urat, eu cred că această, faptul că noi fiecare zi ceva descoperim nou, e demonstrat că sfârșitul nu e aici. Deci mai avem încă de progresat. Și vreau să vă spun că gândirea filozofică de Basarab este foarte interesantă. Iată, eu am adus astăzi o iconiță basarabiană, probabil că e făcută pe secolul XIX, dar poate și mai înainte, înălțarea lui Iisus Hristos. Și știți că el n-a văzut nimic cum s-a înălțat, dar uitați-vă ce câte figuri sunt în jurul lui Iisus Hristos. Deci este o abordare absolut originală acestui mit biblic în pictura românească din Basarabia. Și cu asta vă felicit cu sărbătoarea de astăzi și vă doresc Hristos să înălțați.